Bună dimineața, prieteni! O nouă dimineață superbă! O zi foarte superbă de vară, uita ce trandafiri frumoși, prieteni. Super frumos trandafiri, prieteni. Și ăsta cu alb amestecat și bobocul galben, super frumos. Ia uitați. Culori super frumoase, prieteni, plăcute, dar mirosul are un miros super frumos, plăcut. Thank you.
da, prieteni, o zi super frumoasă și astăzi, la o plimbare prin centrul orașului. Da, prieteni, puțin pe la cinematograful Independența. De aici am văzut multe filme bune. Ia uitați cum l-a făcut, l-a amenajat super frumos, super plăcut, prieteni. Aici mi-aduc aminte câte filme bune am văzut. Și aici am stat la coadă la bilete la cinematograful Independența. La filmul Licenii, când a apărut prima oară, sincer vă spun, am venit frumos, am stat aici frumos, așa, ca așa stăteam noi de obicei. Da, prieteni, stăteam aici frumos. Așa stăteam, prieteni, aici. La intrarea la cinematograf. Da, prieteni. Da, prieteni, de la cinematograful Independența, puțin pe platou, pe iar din nou. Și după aia mergem să bem o cafea. Prietene, la aici, la lângă statuie, la o cafea super frumos. Da, prieteni, chiar dacă e un pic norat afară, e super frumos, e vară. Aici la statuie, prieteni, cu o cafeluță caldă, facem o tură din viața orașului de zi cu zi. Uite, așa mi-aduc aminte, prieteni, în 1984, tot așa pe aici, în parcul Mitropoliei, fostul mondial, așa îi spunea, dintre toată lumea, parcul mondial, așa îi spunea pe vechi. Da, prieteni, în 1984 aveam 14 ani și venisem cu prieteni în oraș. Eram vreo 4-5 prieteni în oraș, vecini după scară, pentru că noi în copilărie aveam, cred că eram mulți copii pe scară, cred că eram vreo 25-26 de copii eram pe scară. Și tot așa era vacanță de vară, venisem prin oraș, era aproape să înceapă școala în septembrie atunci și lumea era la cumpărături pentru copii în oraș și noi eram în aici, prin parc, în parcul ăla vechi, pe stil vechi, cu aliile alea vechi, mai ales și nici mai aduce aminte că am să și vă arăt acum băncile astea, acum erau băncile alea puțin parcă o idee mai înaltă și cu scândurile mai late un pic și verzi. Și aveau niște mânere aici, într-o parte acolo. Cine își mai aduce aminte, nu uită. Și erau aleile la vechi, dar aleile alea vechi nu mai mi-aduc aminte cum erau. Ori erau betonate, ori erau asfaltate. Chiar nu mi-aduc aminte chestia asta deloc. Dar știu băncile alea cum arătau înainte pe vremuri, erau verzi și cu băncile
cu scândurile alea mai late și într-o parte acolo aveam un mâner de fier. Aici aveam mâner de fier aici. Și în partea cealaltă la fel. Și cine stătea în colț acolo se mai sprijinea cu mâna de mânerul ăla de fier. Dar să știți că era super frumos. În 1984 aveam 14 ani, aproape 15 ani aveam, dar să știți că era super frumos. Eram cu prietena aproape de septembrie, atunci aproape de școală. Tot așa erau lume la cumpărături cu copii, cu alea, la magazinul Muntenia. Mi-am rău cu aminte la Romarta, mergeam și ne cumpăram tenis, ghiozdane, tot felul de articole de îmbrăcăminte pentru toate sezoanele. Acolo le găseam și bineînțeles că mai în spatele meu, am să vă arăt acum, mai este în spatele meu, aici, aceste magazine. Cred că aici se spunea lumea copiilor, dacă mi-aduc bine aminte. Era un magazin cu vitrină la geam mare, cu instrumente muzicale, v-am mai spus, și veneam și mă uitam la vitrină mereu. Și sus la etaj era articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, ca și la Muntenia, dar mai că Muntenia era magazinul mare, era cu mai multe etaje, dar găseai de toate acolo, era la subsol, era alimentara și găseai absolut și de toate, și jucării, și îmbrăcăminte, și încălțăminte, și mâncare, și haine pentru toate sezoanele găseai. Bineînțeles că mai era magazinul Romarta, lângă imediat, tot așa acolo articole sportive, găseai undițe, corturi, rachete pentru tenis, corturi pentru plecat în vacanțe și multe, multe articole sportive și de multe ori luam tenis de acolo. Păi, prieteni, cumpăram câte o pereche de tenis de acolo și țineam până când îi găuream în talpă. Erau alte vremuri atunci, jucam fotbal în parcare în fața blocului în fiecare zi. Acolo în parcare ne jucam fotbal, toți copiii. Erau alte vremuri, era copilăria noastră, era super frumos, prieteni. Și de-aia mi-aduc aminte că aici, în parcul ăsta mondial, vreau să vă spun că, și v-am spus că veneam și cu părinții când eram mic, dar v-am spus că de la 14-15 ani veneam singur, prietenii. Eram mari și veneam singur, nu mai veneam cu părinții. Și dacă stau bine să mă gândesc, prieteni, și în parcul Chindia, toate leile alea vechi, tot așa erau băncile alea vechi, pe stil vechi, pe stil vechi, tot așa băncile erau ca și aici, verzi, și cu mânerul ăla și cu scândurile alea late, tot așa, și aleile alea vechi. Și dacă mi-aduc bine aminte, în parcul Chindia erau betonat, dar erau niște un fel de dale, borduri mai late, așa, erau un fel de pietre late, pătrate, mari, în tot parcul. Da, prieteni, dar să știți că era frumos. Mai ales când era 1-2 mai și ne duceam în parc toată lumea și stăteam pe bănci. Stătea lumea pe pături, pe iarbă. Se duceau și cumpărau mici bere de la restaurantul Brotăciei, cum era atunci, pe toată lumea, în timpurile alea, aș lua pătura când venea 1 mai, 2 mai, își lua pătura și stătea pe bănci pe lac, pe margina, și pe marginea lacului. Și dacă vă mai aduceți aminte, 1 și 2 mai erau spectacole bune și frumoase întotdeauna la cinematograful de vară Chindia în parc. Super frumos! Două zile aveam spectacole super frumoase acolo la grădina de vară și seara, bineînțeles, vedeai un film. Era alte vremuri, super frumos. N-am mai văzut un film acolo, că nici n-au mai dat. Cinematograf este acolo, dar nu se mai dă, că nu se mai duce lumea la filme acum. Dar să știți că era super frumos. Când venea 1 și 2 mai, prieteni, era super plăcut. Da, prieteni, de câte ori vin aici, așa am ocazia să vin aici, am plăcerea de a povesti nu trecutul meu, trecutul vieții, în care noi tinerii de atunci aveam o copilărie mai super frumoasă, o tinerețe mai plăcută, mai liniștită și mai frumoasă, prieteni.
și îmi face mare plăcere să povestesc și am văzut că multor dintre voi vă place și poate că vă regăsiți în amintirile care le-am avut și eu și fiecare dintre voi vă regăsiți în aceste amintiri și cred că vă place și vă aduceți aminte cu plăcere de vremurile alea ale tinereții noastre și ale copilăriei noastre, prieteni, pentru că, sincer vă spun, noi am avut o altă copilărie și copiii ăștia au copilăria lor, dar și noi am avut copii. Fiecare generație are copilăria ei, că de-aia se spune o copilărie frumoasă, nu se uită niciodată, pentru că era super frumos și așa ceva nu se uită niciodată, prieteni. Și mie de-aia îmi place să povestesc de câte ori vin aici, pentru că îmi creează amintiri plăcute aceste povești minunate ale trecutului nostru. Ce frumos era odată, prieteni, când veneai și când erai mic, veneai cu părinții aici, veneai la plimbare sâmbătă, duminica, mergeai la un film, te plimbai pe centru vechi cu familia ta. Era alte vremuri. Și acolo la prieteni, la primărie, acolo pe băncile, mi-aduc aminte și cu părinții mergeam când eram mici. Erau alte vremuri, era super frumos, prieteni. Și îmi creează amintiri plăcute. Și de câte ori vin pe aici, prin oraș, de atâtea ori am să povestesc despre amintirile frumoase de altă dată și de copilăria minunată de altă dată în care noi am avut o copilărie super, super frumoasă, prieteni, și ne aducem aminte cu plăcere cu toții de acele vremuri. Prieteni, merg pe această alee vis-a-vis de hotelul Dâmbovița, pentru că aici, în spatele hotelului Dâmbovița, era cinematograful popular. Și mi-aduc aminte când veneam pe aici, mergeam la film la cinematograful popular, pentru că era un cinematograf frumos, era un pic mai mare ca cinematograful Victoria. În față, aici, acolo pe platou imediat lateral unde sunt locurile alea acolo, era restaurantul Dunăre, un restaurant super frumos, prieteni, cu o boltă de vie mare, super frumoasă, cu o fântână frumos cu peștișori și o terasă super frumoasă, prieteni, pentru că era super frumoasă zona. Da, prieteni, cinematograful popular era aici, în dreapta imediat. Da, prieteni, deci să revenim. Cinematograful popular era acolo, chiar acolo unde e blocul ăla, așa, jos acolo la. Și restaurantul Dunărea, prieteni, era chiar aici, unde e blocul acesta, așa cum mi-aduc aminte că era strada asta, pentru că dădeam strada asta era. Deci strada asta, prieteni, care vine de acolo, vine pe aici și se ducea către hotelul Dâmbovița, hotelul Valachia, până aproape de platou acolo, de prefectură, deci de la, până în fața la Valachia acolo mergea și aici era odată restaurantul Dunărea. Cine și mai aduce aminte, era un restaurant frumos, cu vie, cu boltă mare, un restaurant de vară super frumos, cu o piscină mică cu peștișori și super frumos și cinematograful popular exact pe alee, pe acolo, pe unde se vede imaginea la mijloc acolo. Veneai de la primărie, veneai încoace și ajungeai chiar lângă el.
Și de aici mergeai în oraș încoace, prieteni, tot centrul la vechi, dar era super frumos. Prieteni, alte vremuri, alte imagini frumoase, cu amintiri super plăcute. Da, prieteni, astăzi am povestit câte ceva cu amintiri plăcute din copilăria de altădată, pentru că noi, tinerii de atunci, știu cum era vremurile, știm cât de frumos era. Și cam asta era, prieten, pe ziua de astăzi, din viața orașului de zi cu zi, cu amintiri plăcute, superbe. Vreau să vă aduc pe micul ecran mai multe imagini din oraș, cu amintiri frumoase și din viața noastră de altă dată, prieteni. Da, prieteni, și cine-și mai aduce aminte că înainte, aici pe bulevard, circulau trăsură, gară și cartiere care făcea taxi. Mi-aduc aminte, la mine pe scară a venit toată un om bătând, a venit de la București, stătea la mine pe scară și a venit cu trăsura în loc de taxi, scria pe ea taxi. Și acum mi-aduc aminte, era o trăsură frumoasă. Era foarte frumoasă trăsura aceea, erau alte vremuri, prieteni. Da, prieteni, încheiem aici pe Bulevardul Castanilor și vreau să vă spun că astăzi am vrut să discutăm cu amintirile frumoase de altă dată. Prieteni, vă doresc o zi plăcută în continuare și o după amiază super frumoasă, așa cum vă doriți, prietenii.